Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Astăzi la Vorbește lumea, mănăstirea Negru Vodă de lângă Câmpul Lung Muscel a devenit loc de pelerinaj pentru mulți credincioși. Acolo oamenii își spun cele mai arzătoare dorințe și sunt convinși că primesc răspuns de la Dumnezeu. În plus, călugării care slujesc la mănăstire spun că anual au loc miracole. Luna februarie va fi una tensionată, dificilă și cu stări de confuzie. Ce trebuie să facem în funcție de zodie pentru a depăși aceste stări, aflăm astăzi la Vorbește lumea! Vorbește lumea!